Doi gospodari din suburbia Blăgești, Pașcani, au ajuns subiect de dezbatere în legislativul pășcănean. Ei au depus o cerere comună pentru a închiria de la primărie 5 hectare de pășune disponibile în zona respectivă. Unul dintre ei are 2 bovine, iar celălalt 3 și sunt înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor. Primarul municipiului a propus preaprobarea consilierilor un proiect de hotărâre, conform căruia pășunea din Blăgești să fie închiriată celor doi pe o perioadă de 10 ani de zile, fără licitație, pentru o chirie de doar 493 de lei pe an. Proiectul a fost aprobat, dar au fost și 3 consilieri care s-au abținut de la vot, printre ei și consilierul Vasile Haldan, care a atras atenția că ar fi trebuit organizată o licitație publică și că este posibil ca ceilalți gospodari din Blăgești, care cresc oi, capre sau bovine, să fie nemulțumiți. Am discutat și în Comisia Economică faptul că până acum toate pășunile s-au dat prin licitație, iar acum e vorba de încredințare directă și faptul că se dă la o persoană, în jur acolo sunt mai mulți deținători de animale, sigur vor ieși discuții. Atare rămân pe ideea că trebuie procedat așa cum de altfel era prevăzut în regulament, crearea de asociații. Permite legea? Permisând legea, dar nu numai legea trebuie să o urmărim, ci și satisfac cerințelor celor de localitatea respectivă. Că până la urmă, toată noi suntem un consiliu local pentru a rezolva problemele oamenilor. S-au asociat împreună, s-au înțeles. Vom da unui cetățean și sigur nu-i vor primi pe ceilalți pe pășunea respectivă, spunând că el plătește 300 sau 400 de lei pe an pentru 5 hectare. E o sumă și mică și nu văd mare câștig de aici, dar văd un scandal care se riscă la Blăgești, unde sunt locațiile, respectiv 5 și 4 nu știu câte hectare. În replică, un funcționar al primăriei a explicat că închirierea va fi făcută prin încredințare directă, pentru că cei doi s-au înțeles să încheie împreună un singur contract. De asemenea, nu au mai fost înregistrate și alte cereri, pe motiv că primăria nu a făcut public un anunț privitor la închirierea pășunilor. Ordonanța de urgență 34 de la aliniatul 2, articol 9, exact modul de atribuire a pășunilor, prin atribuire directă la cererea expresă a crescătorilor de animale. Aici este vorba de 5 hectare pentru 2 crescători, deci s-au asociat 2 persoane de acolo, sunt 5 animale, iar mai mult de 1 hectar pe animal nu se poate pe cap bovină. Deci așa prevede legea. Capacitatea de pășunat este limitată la 1 hectar de bovină. Și la fel este prevăzut și în amenajamentul pastoral aprobat în octombrie anul trecut. Nu putem depăși oricum capacitatea respectivă. Doar întrebarea este, trebuie să vă sau nu? Spune clar legea cu atribuire directă. În condițiile în care erau 2 solicitări, atunci se mergea pe licitație. Dar în cazul ăsta, noi s-au asociat. S-au asociat, s-au înțeles. Deci la început au fost 2. S-au asociat. Dar revenea la 1-2 hectare, la 1-3 hectare, nu numărul de animale. Procedura a fost respectată cu afișare, cu tot. Nu a fost cu afișare, legea spune la cerere. La cerere. Și există o singură cerere. Doar la licitație se face afișare. În schimb, acolo s-a încercat și anul trecut intrarea în legalitate, adică să se pășuneze legal. Primăria are în conturi necheltuiți 250.000 de lei, sume rezervate pentru întreținerea pășunilor. În acest an au fost aprobate lucrări de ameliorare în valoare de 3.107 lei. Consiliera Elena Lorenz, de la compartimentul Registru Agricol, a refuzat să spună câți crescători și câte oi, capre și ovine mai sunt în suburbia Blăgești, dar și în celelalte suburbii.